U20 național al României a fost învins de reprezentantul similar al Norvegiei, scorul 0-4, într-un meci amical jucat pe Osterhus Arena, în Sandnes. Reprezentantul lui Daniel Pancu a lăsat o impresie frumoasă în urmă cu 4 zile, când a atras în Portugalia, scor 1-1 totdeauna, într-o vreme rece, de iarnă, tricolorii, a avut un prim sfert de coșmar. România, Belarusul, tricolorul a pus la întâlnire de Edi Iordănese NSC-ul, care s-a întâmplat la pregătirea oficială înaintea României. Belarus-România U20, eșec drastic în Norvegia Sidijata, atacator Valerenga, prima divizie norvegiană, a marcat un dublu, 3 și 12 minute, la Seselvag Nordas, un vârf sub contract cu Bodø/Glimt. A arătat minutul 14. Jumătatea să a încheiat cu 3 cărți galbene primite de reprezentantul României, Mario Bratu, Ianis Stoica și Cristian Ignat. Singura ocazie importantă naționalului nostru fost în minutul 54, când Bonișteanu împușcat periculos, dar ținut portarul adversarului. Daniel Pancu a făcut 5 schimbări la pauză, dar fără succes. Masa a fost închisă de gazde în minutul 89, prin Peter Dahl, pe Klakfum Oslo, în a doua ligă. Norvegia ne bate unde ne prindem. Norvegia a spulberat România și la turneul de elită pentru campionatul european U19. În urmă cu 5 zile, echipa națională pregătită de Alexandru Pelici a pierdut cu 4-0 și și-a compromis șansele de a se califica pentru turneul final din acest an la Malta. Nordicele cu Erling Haaland pe acoflance a administrat un 4-0 și la nivelul primului reprezentant, la 11 octombrie 2020, în Liga Națiunilor. Norvegia U20 final, Norvegia U20, România U24, 0 marcat Jata 3-12, Nordas 14, Dahl 89, Norvegia U20, România U20, start echipe România U20-12. Borbei 22, Oteliță 24. Ignat 5. Ilie, capitan 4. Perianu 8. Pandele 20. Bratu 21, Mogoș 10. Sava 23. Oncescu 16. Voican selector Daniel Pancu Norvegia U20-12. Tokilsen 2, Jensen capitan 5. Lvik 8. Gulksen 9. Nordas 14. Skaret 15, de Erkelsen 17. Emilsen 18. Mvuka 20. Jata 8-0 selector Madias Haugasen Daniel Pancu. După remiză cu Portugalia U20 plecăm cu dizabilități în fața lor, în primul rând din mentalitate. Există echipe care de la 7-8 ani știu foarte bine mișcările lor și este foarte ușor să le fac selecția, pentru că trebuie să aleagă. Unele joacă mingi lungi, alții trec, altele sunt învățate altfel. Este foarte dificil să facem un plan ofensiv. Pe partea defensivă sunt foarte mulțumit. Am păstrat un nucleu de jucători care să ne ajute. Nu reușim, ar fi cel mai bine în România avem jucători ofensivi să vină din același club sau vină din cluburi cu stiluri de joc similare. Vreau mai mult de la Insum, nu poți face din asta o potrivire întreagă. Daniel Pancu, selector România U20, lot convocat de Daniel Pancu pentru această acțiune portarii Răzvan Sava, Alexandru Borbei, Denis Oncescu, Finanier, Ionuț Mitran, Bogdan Oteliță, Cristian Ignat, Botand, Cercelai Matei, Ilie, Gabriel Buta, Costin Amzar, Enrique Finica, Miders Ovidiu, Perianu, Aurelian Ciuciulete, Alexandru Mogoș, Andrei Pandele, Ștefan Pănuiu, Robert, Mario Bratu, Ahmed Monei, Ștefan Bodișteanu, Dragoș Lazăr. Atacator Ianis Stoica, Ionuț Cojocaru Video, Daniel Pancu, impresionat de fostul său club, rapid aspir să fie la cel mai înalt nivel, Video Marius Șumudică, distrugând discursul echipei naționale, jenant. Locul al 4-lea este al nostru și Tunari îl bate pe Andorra, dezvăluiri Video din vestiarul național, accidentări și oboseală după meciul cu Andorra. Cea mai mare provocare este să recuperezi jucătorii.